În județul Suceava nu a fost înregistrat niciun caz de Blue Tongue, cunoscută ca boala limbii albastre. Însă Direcția Sanitar-Veterinară a luat măsurile necesare și a informat medicii veterinari asupra acestei boli. Ținând cont de apariția unor focare de Blue Tongue, boala limbii albastre, în România, boala care nu afectează omul, dar generează pagube economice, dorim să informăm populația din județul Suceava asupra semnelor clinice specifice, respectiv a măsurilor care trebuie luate pentru a previne această boală. Boala este cauzată de un virus care este transmis de o specie de insecte hematofage, în primul rând de țânțari, și nu prin contact direct între animale, și afectează toate rumegătoarele. Și aici ne referim la bovină, de ovine și de caprine. Boala nu se transmite la om prin contact direct cu animalul bolnav. De asemenea, nici laptele sau carnea provin de la animale bolnave nu constituie un pericol pentru sănătatea omului. Purtătorul de cuvânt al instituției a precizat și care sunt simptomele acestei boli. Principalele semne de boală sunt hipertermia, deci crește temperatura, salivația excesivă, care treptat se transformă în secreții mucopurulente, formând prin uscare crustei la nivelul nărilor. Mortalitatea este variabilă în funcție de situație, morbiditatea putând ajunge până la 100%. Nu există tratament specific, animalele se pot vindeca în 7-10 zile sau în același timp o să moară. Proprietarii de animale au obligația să anunțe medicul veterinar imediat ce constată un simptom al acestei boli. Proprietarii de animale au obligația să anunțe medicul veterinar când apar asemenea simptome la animale. În plus, trebuie să respecte regulile sanitare veterinare de zoogenă privind popularea, exploatarea și transportul animalelor vii. Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a făcut instruire cu medici veterinari oficiali și aceștia supraveghează evoluția acestei boli în județul nostru. La ora actuală nu avem în județul Suceava, sunt în partea de sud a țării, este apărută boala care este sub supraveghere, iar autoritățile sanitare veterinare caută să o anihileze și să nu facă difuzarea în continuare în țară.